19 noiembrie. În a 19-a zi a lunii noiembrie, îl pomenim pe Sfântul Proroc Avdie. Sfântul Proroc Avdie era din pământ Sihen și slujea la curtea împăraților lui Israel, iar din tinerețele sale se temea foarte mult de Domnul. Avdie a lăsat slujba împăratului și a mers în urma Sfântului Proroc Ilie, luând duhul prorociei ca cel ce păzise și hrănise pe prorocii Domnului. Bătrânii satului spun că în această seară se pune într-o strachină apă la privegheat. De strachină se lipește o lumânare aprinsă. De cu seară, oamenii fac 100 de mătănii. La miezul nopții, altă 100 și în zorii zilei, altă 100. Această apă privegheată este de mare ajutor dacă se spală cineva cu dânsa pentru sănătatea trupului și pentru adăpost împotriva răutății omenești.